Pentru investiții avem nevoie și de bani. De unde banii pentru proiectele pe care vreți să le puneți în derulare pentru sectorul 6? Va ajunge bugetul acordat sectorului 6? Nu, este un buget foarte... Adică sunteți mulțumit? Nu sunt mulțumit de cum a lucrat guvernul acum și bugetul pe care mi l-a dat, ca să fie foarte clar. Nici nu m-am așteptat să nu ne putem recupera banii pe care noi nu i-am primit, fiind niște victime în negocieri politice între forțele politice din Parlamentul trecut. În sensul că Bucureștiul nu a fost pus în legea finanțelor publice și a fost pus în ținând de legea... Noi ținem practic, noi nefiind pus în legea finanțelor publice de anul trecut, facem obiectul unei legi a finanțelor publice din prin 2000 și ceva, 2003 sau 2006, nu mai țin, cred că e 2006. Și acolo nouă ne revenea o cotă foarte, foarte mică din venit. Ca să vă dau un exemplu, să vorbesc clar. Trebuia în ianuarie să primim 50 de milioane și am primit 14. Wow! La început de mandat. În februarie la fel. Acum în martie se repetă. Deci am deja o gaură de 100 de milioane. Bun, și ați discutat cu guvernul mă așteptam ca guvernul, conform discuțiilor pe care le-am avut și cu ministrul de finanțe și cu ministrul Câțu, prim-ministrul Câțu, mă așteptam ca Bucureștiul să vină și să recupereze din urmă, să se reeșaloneze plățile pe care le-am primit până acum și avem această gaură imensă, numai că nu s-a introdus așa în lege, ci o să rămânem cu gaura. Asta și atunci s-a de unde vor veni banii? Sper eu fonduri europene, o să încep să tai anumite cheltuieli, oricum făceam chestiunea aceasta, numai că vreau ca să duc banii în investiții, de acum na. O să demufez și am demufat foarte multe contracte inutile, la suprapreț. Ne puteți da câteva exemple de astfel de contracte încheiate contracte, în mandatul domnului Mutu? Da, sunt contracte care au ținut de pază, sunt contracte care au ținut de IT, contracte care au ținut de produse de curățenie. Cât plăteam, spre exemplu, pentru pază în sectorul 6? Nu vă dați seama că nu știu pe ei în afară toate aceste date și nici nu trebuie să le știu. Numai că m-am uitat la oportunitatea lor și m-am uitat și la prețurile de pe piață care erau și țin minte și am zis, nu. Au niște economii. Dar nu știu cum o să reușim să trecem anul, pentru că nu m-am așteptat la această mișcare din partea guvernului, sincer să vă fiu, mai ales că am avut discuții. Adică eu am fost dezamăgit de modul în care... de ceea ce s-a întâmplat Bucureștiului. Și nu numai mie la sectorul 6, ci Bucureștiului în ansamblu, inclusiv primăria capitalei. Deci Bucureștiul nu este inclus în prioritățile guvernului? Putem înțelege acest lucru? Nu știu dacă este inclus sau nu este inclus, dar Bucureștiul acum a primit mai puțin cu 500 de milioane de lei. Mă refer la tot Bucureștiul. Da. Și acum e ciudat că sunt doar eu cel care vine și sunt și din PNL și spune chestiunea aceasta, dar în fine, sper din suflet ca lucrurile să se corecteze pe parcursul anului, pentru că nu este ok ce s-a întâmplat. Ca să înțelegem ce s-a întâmplat. Puteau să ne prinde și pe noi în legea finanțelor publice în decembrie, odată cu celelalte municipii din țară. Nu ne-au prins. Și ce vină are Nicușor, Dan Ciprian, Ciucu, sau nu știu, vreau și un pesedist, Daniel Băluță, că noi n-am fost prinși în lege în decembrie cu anul trecut și că nu s-au livrat banii la cotele normale și am primit cu toții, mai puțin sectorul 1, am primit mult mai puțin bani decât în trecut. Spuneați că ați avut o discuție cu guvernul pe această temă, prin Asociația Municipiilor, am avut și personal, că suntem colegi de partid. Și ce v-a spus? De ce nu sunt bani pentru București? Nu mi-au dat niciun fel de explicații. Mi-a zis că o să se rezolve, dar nu s-a rezolvat.